Suntem gata, da? Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass mediei, dragi cetățeni. Astăzi, împreună cu colegii deputați din PAS, vom înregistra trei inițiative legislative care au ca scop realizarea dezideratelor din programul electoral al PAS, din programul de activitate a Guvernului, care țin de curățirea mai multor instituții ale statului. Curățirea acestor instituții de oameni care au dovedit de-a lungul timpului ineficiență, care au promovat grupuri de interese și au făcut abstracții de interesul public, persoane care au manifestat neglijență totală în activitate. Primul proiect se referă la responsabilizarea mai multor autorități publice aflate sub control parlamentar. Este vorba despre Consiliul Concurenței, Agenția Națională de Reglementare în Energetică, Consiliul Audiovizualului, Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor și Comisia Națională a Pieței Financiare. Așa cum am menționat și cu alte ocazii, existența unei autonomii funcționale nu înseamnă că șefii instituțiilor respective nu pot răspunde pentru ineficiență și incompetențe. Dimpotrivă, ținând cont de rolul Parlamentului, rolul constituțional al Parlamentului, ținând cont de instrumentele pe care le are la îndemână, și anume vorbesc de instrumentul controlului parlamentar, credem că Parlamentul este obligat să verifice activitatea acestor instituții pentru a constata dacă activitatea lor este conformă cu misiunea și atribuțiile stabilite de Constituție și de legile țării și dacă aceste instituții, conducătorii acestor instituții, nu deviază de la aceste deziderate. Deci primul proiect de lege propune ca Parlamentul, prin intermediul organelor sale de lucru, în special comisiile parlamentare, să poată analiza activitatea acestor instituții publice aflate sub control parlamentar și, în funcție de concluziile la care va ajunge, să poată adopta actele necesare pentru remedierea situațiilor, inclusiv actele de revocare din funcția conducătorilor acestor structuri ineficienți și incompetenți. Al doilea proiect de lege, pe care îl vom înregistra în scurt timp, se referă la transformarea funcției de șef al Serviciului Fiscal de Stat și șef al Serviciului Vamal din funcționar public în persoană cu funcție demnitate public. Respectiv, competența de numire a acestor persoane urmează să treacă de la Ministrul Finanțelor la Guvern, deci propunerea de numire și eliberare va fi realizată de către Guvern la propunerea Ministrului Finanțelor. Ideea acestei modificări ține în principal de importanța domeniilor care sunt atribuite celor două instituții, și anume buna administrarea finanțelor publice, iar realizarea eficientă a acestor atribuții se poate face doar cu ajutorul unor persoane care se bucură de un mandat cert acordat de către Guvern. Și, de fapt, acest proiect face ca ceea ce a fost întotdeauna o realitate, deci conducătorii acestor instituții să aibă un mandat cert de la Guvern, să fie inclus și în legislație. Pentru că până la moment era o situație confuză când formal acești conducători aveau statut de funcționar public, dar în realitate evident că permanent ei urmau să activeze doar dacă au un mandat cert din partea Guvernului, indiferent care este acesta. Al treilea proiect de lege, la fel foarte important, ține de administrarea justiției. El vizează fortificarea rolului Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce privește desemnarea președintelui interimar al Curții Supreme de Justiție. Conform legii în vigoare, interimatul funcției de președinte al Curții Supreme de Justiție la moment este asigurat în virtutea unor circunstanțe în afara vreunei decizii a Consiliului Superior al Magistraturii. Prin respectivul proiect, noi propunem ca decizia cu privire la președintele
interimar al Curții Supreme de Justiție să fie luată așa cum este firesc de către instituția care, în conformitate cu principiile, standardele constituționale, asigură administrarea justiției, și anume de către Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectele de lege vor fi înregistrate în scurt timp și probabil printr-un comunicat al partidului vor fi făcute publice. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și multă sănătate!